Bună! Astăzi vreau să vă arăt cum să realizați în mod corect o linie de tus. Și o să vă arăt mai multe metode, cum vă puteți simplifica munca și sper să vă ajute acest clip și să realizați cât mai frumos și să deveniți experte în a aplica linia de tus. Deci, dacă vreți să vedeți metodele mele, care m-au ajutat pe mine de-a lungul timpului, vă rog să urmăriți în continuare. Linia de tuș o puteți realiza cu mai multe produse. Puteți folosi un produs lichid, un produs gel sau, eu, uneori, folosesc chiar și un fard pentru a realiza această tehnică. Ori îl umezesc, ori îl lăsc atare. Un fard uscat. O să vă arăt toate metodele și o să vă arăt și alte trucuri. Și eu zic să începem, așa că haideți, veniți mai aproape! O să încep prin a vă arăta cum puteți realiza o codiță simplă, dar drăguță și frumoasă, cu ajutorul unui... Eu voi folosi acest fard negru de la Melchior. Așa arată. Acesta este nuanța Black Velvet și o pensulă unghiulară de la Melchior. Este foarte importantă pensula pe care o folosiți. Trebuie să fie cât mai micuță, cât mai îngustă, pentru a trasa o linie cât mai... Am luat puțin fard pe pensulă. Și o să încep de la baza genelor, trasând o linie foarte subțire. După care, pentru a trasa codița, voi trasa în continuare cu linia de jos a genelor. În continuare cu ochiul, colțul extern al ochiului. Așa trebuie să fie linia voastră, codița voastră. Și am trasat și codița. După ce am tras codița, o să mai am puțin fard și o să unesc această codiță pe care am creat-o cu linia superioară a genelor. După care o să umplu. Și așa arată codița noastră. Trebuie să aveți mare grijă. Atunci când faceți o codiță, partea aceasta de sus, de aici, trebuie să fie unită cu partea de jos. Dacă aceasta nu este unită, codița va arăta ceva de genul. Parcă și zvorul, da? Asta nu este ok. Codița trebuie să fie unită, m-am și murdărit. Codița trebuie să fie unită pentru a arăta cât mai bine. Nu trebuie să arate ca și cum și-ar lua zvorul și sunteți niște păsări călătoare și sunteți gata de plecare. Nu, ea trebuie să fie unită, trebuie să fie la locul ei. În cazul în care am greșit ceva, îmi luau un corector. Eu îl folosesc pe acesta de la Alverde și o pensulă. O să iau puțin corector pe pensulă și o să corectez greșelile. Mai ales, această tehnică, această metodă puteți să o folosiți în cazul în care aici nu aveți o linie chiar foarte dreaptă și vreți să o îndreptați. Ceea ce voi face eu. O să mă ajut de acest corector și o să îndrept puțin linia pentru a ține o linie cât mai dreaptă. După care o să trag acest corector în jos. Și așa trebuie să arate codița voastră. În cazul în care metoda de mai devreme mi s-a părut puțin complicată, am o altă metodă pentru voi. De ceea ce aveți nevoie este puțin scoci. Eu l-am prins aici pe mână pentru a lua excesul de lipici. Pentru că nu este ok să punem lipici în jurul ochilor. Deci vă recomand și vouă să faceți acest. Și o să-l pun exact în continuarea ochiului, unde se întâlnesc cele două linii. Linia genelor și linia pliului. În continuare cu linia inferioară. O să vă arăt și cum voi folosi un tuș lichid. Acesta nici nu știu de la ce firmă e, nu are nimic pe el. Nu știu de unde l-am primit, cred... într-un colețel, cadou sau nu mai știu exact. O să încep la fel, de la baza genelor. Puteți vedea că nu trag direct o linie din colțul interior până în colțul exterior. Încep ca de la mijlocul bazei liniei genelor superioare și trasez linii cât mai micuțe, cât mai ușoare, din aproape în aproape. Nu trasez direct o linie pentru că așa va ieși cu siguranță greșit. Și acum voi trece la codiță. Pentru că am deja pus scociul, lucrurile sunt mult mai ușoare ca data trecută. Voi trasa în continuare scociul. După care voi uni.
și voi îndepărta scociul. Până acum v-am arătat doar linii de tuș puțin mai naturale, mai subțiri, nu foarte dramatice. Însă acum o să vă arăt cum realizez eu linia de tuș dramatică, linia de tuș intensă, pentru machiaj de seară, pentru machiaj smoky. Folosesc același fard, încep de la baza genelor, însă de data aceasta trasez o linie puțin mai groasă. Cam așa arată, după cum vedeți este puțin mai groasă. Și acum voi continua linia genelor inferioare. Însă vedeți că am ridicat-o puțin mai sus. M-am dus cu această linie puțin mai sus și este puțin mai groasă. După care voi uni această liniuță cu linia pe care am realizat-o anterior. Însă nu o să încep tocmai exact din vârful ei, ci o să încep puțin mai jos. După care voi lua tușul și voi intensifica această linie. Vedeți, când am ajuns la vârf, am întors pensula în jos, spre jos și trag din interior spre exterior foarte ușor pentru a realiza această codiță. Care... Dacă ați făcut vreo greșeală, corectați-o cu corector. Eu, din punctul meu de vedere, această codiță este puțin cam lungă pentru forma ochilor mei și nu mă avantajează, de aceea o să iau puțin corector. Și o să o mai scurtez puțin. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva, că o să exersați și o să deveniți profesioniste în a realiza linia de tuș. Nu uitați, deci, ce aveți de făcut? Să vă abonați, bineînțeles, să dați un like acestui clip, să-mi lăsați comentarii și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!